Compania NordGaz Furnizare anunță că a achiziționat 1 milion de metri cubi de gaz și este gata să înceapă livrarea. Operatorul mai spune că este pregătit să furnizeze rezervele de gaze formate atât populației de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cât și oricăror consumatori comerciali racordați la rețele de tensiune medie și înaltă presiune, la un preț mai favorabil consumatorului final. În plus, după cum se menționează în declarația companiei, grație clarificărilor Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, care au fost transmise tuturor operatorilor de rețele de distribuție a gazelor, SRL NordGaz Furnizare a reușit progres semnificativ în încheierea acordurilor cu operatori de rețea. Încheierea unui acord cu un operator de rețea de distribuție a gazelor naturale este o condiție prealabilă pentru începerea procedurii de schimbare a furnizorului de gaze naturale. Într-un comunicat emis de NordGaz Furnizare se spune că grație clarificărilor Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, care au fost transmise tuturor operatorilor de rețele de distribuție a gazelor, NordGaz Furnizare a reușit progres semnificativ în încheierea acordurilor cu operatori de rețea. Mai mult, compania declară că pe parcursul săptămânii, pe lângă acordurile cu Chișinău Gaz și Rotalin Gaz, a semnat acorduri pentru distribuția de gaze naturale cu Găgăuz Gaz, Orchei Gaz, Taraclia Gaz, Florești Gaz, Ialoveni Gaz, Bălți Gaz, Edineț Gaz, Ștefan Vode Gaz, Cimișlia Gaz. Încheierea unui acord cu un operator de rețea de distribuție a gazelor naturale este o condiție prealabilă pentru începerea procedurii de schimbare a furnizorului de gaze naturale. Astfel, NordGaz Furnizare are plăcere de a anunța finalizarea inițierii procedurii de tranziție a consumatorilor pe rețelele Chișinău Gaz, Orchei Gaz și Florești Gaz. Pe lângă asta, după cum anunță compania, după tranzacția cu primul volum de testare de gaze naturale, a cumpărat și pompat 1 milion de metri cubi în depozite subterane de gaze din Ucraina pentru clienții operatorului, iar după finalizarea procedurii de schimbare a furnizorului și intrarea în vigoare a contractelor individuale cu consumatorii, gazele vor intra în sistemul de gaze al Republicii Moldova. NordGaz Furnizare este pregătită să furnizeze rezervele de gaze formate atât populației de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cât și oricăror consumatori comerciali racordați la rețelele de medie și înaltă presiune la un preț mai favorabil consumatorilor finali, se menționează în nota emisă, în care se mai precizează că după lansarea cu succes a centrului de apeluri al companiei la începutul lunii decembrie, compania a primit solicitări suplimentare de la consumatorii care doresc să treacă de la furnizarea către NordGaz Furnizare. Potrivit operatorului, doar astăzi au fost depuse deja peste 3.000 de cereri de la consumatorii casnici și comerciali. Mai mult, în comunicatul emis de NordGaz Furnizare, compania atrage atenția că în data de 1 noiembrie 2023, Secretariatul Comunității Energetice a publicat raportul anual cu privire la progresul implementării de către Moldova a legislației energetice europene, al treilea pachet energetic, iar pe baza rezultatelor analizei, experții au confirmat încă o dată că piața gazelor din Moldova rămâne închisă și este dominată de Moldova Gaz, controlată de Gazprom. Raportul subliniază în special nelegalitatea unui număr de decizii luate de Comisia pentru Situații de Urgență, în special decizia privind interzicerea eliberării de noi licențe pentru furnizarea de gaze naturale și deciziile privind perceperea de taxe consumatorilor Moldova Gaz, care doresc să schimbe furnizorii. Aceste decizii nu numai că încalcă reglementările actuale ale Republicii Moldova, dar contravin și legislației Comunității Europene a Energiei. Prin perceperea unor taxe ilegale de la consumatorii care doresc să-și schimbe furnizorii, Moldova Gaz încearcă în acest fel să pună problemele sale pe NordGaz, cum ar fi pierderile din anii anteriori, achizițiile ineficiente de gaze și pierderile excesive de gaze în rețele, consideră directorul NordGaz Furnizare. În context, NordGaz susține că în ciuda tuturor eforturilor Moldovei de integrare în Uniunea Europeană, conducerea Moldova Gaz agravează și mai mult problemele menționate în raportul Secretariatului Comunității Energetice, limitând intrarea de noi furnizori pe piață, creând obstacole în încheierea acordurilor de distribuție a gazelor cu subsidiarii. Contactat de postul nostru de televiziune pentru Orghi Acție, șeful de la Moldova Gaz a refuzat să comenteze acuzațiile. Nu comentez nimic absolut. Nimic, fără comentarii.
La începutul lunii noiembrie, Bașcanul Găgăuziei, Evgenia Guțiul, a anunțat că locuitorii autonomiei vor plăti gazul la un tarif preferențial de 10 lei pe metru cub. Potrivit acesteia, o companie turcă a semnat un contract cu un mare comerciant european pentru a cumpăra gaze naturale direct din sistemul european de alimentare cu gaze. Totodată, această companie turcească a încheiat un contract cu un operator autorizat al Republicii Moldova pentru livrarea de gaze către Găgăuzia, a spus guvernatorul. Ulterior, ea a publicat aceste contracte și a raportat că primul lot de gaz fusese deja achiziționat și se afla în depozit. Comentând anunțul Bașcanului, ministrul energiei Victor Parlicov a spus că acestea sunt doar promisiuni și declarații politice înainte de alegeri, iar companiile participante la acord și documentele sunt dubioase. Ulterior, compania Nordgaz Furnizare a demonstrat din nou documente care confirmă furnizarea, precum și prezența 17 milioane de metri cub de gaze naturale în depozitul Ukrtransgaz din Ucraina. La începutul lunii decembrie, când deja trebuia să înceapă livrările, Evgenia Guțiul a spus că Moldova Gaz împiedică acest lucru prin întreprinderea Găgăuz Gaz, care a refuzat să semneze un acord de tranzit cu Nordgaz Furnizare, invocând întârzieri birocratice. În replică, șeful de la Moldova Gaz a declarat că compania nu poate crea astfel de obstacole, iar motivul întârzierii este nerespectarea unora dintre documentele depuse cu cerințele existente. La sfârșitul lunii mai, Comisia Națională pentru Situații de Urgență a luat o decizie conform căreia consumatorii care doresc să achiziționeze combustibil albastru nu de la Societatea pe Acțiuni Moldova Gaz, ci de la furnizori alternativi, vor putea face acest lucru din 30 iunie, dar aceștia va trebui să plătească toate abaterile de tarif acumulate în perioada de consum de gaze furnizate de Moldova Gaz. În prezent, consumatorii casnici din Moldova plătesc gazul la un tarif de 18 lei și 6 bani.